am fostat în mine o vie curiozitate și simpatie pentru toți contemporanii mei, chiar cei necunoscuți, fiind sigură că dacă le-aș fi vorbit, mi-ar fi surâs, gândindu-mă că suntem uniți în misteriosul ritm detător de viață al țării. Pentru că niciodată, chiar în tinerețe, nu am avut acest sentiment de legătură în contemporaneitate decât în patria mea. Numai pământul românesc a dat ființei mele iluzia vivifiantă a perenității. În tot trecutul meu mi-a fost mare sprijin un optimism destul de cuminte ca să accepte și lacrimile tristeții, simțind că ele adâncesc sensibilitatea, luminând adevăruri ascunse. Iar bucuriile le-am împărțit întotdeauna, deși percepeam fâlfâitul aripilor lor grăbite să mă părăsesc. Formația mea spirituală este complexă. În locuința noastră modestă vibra dragoste pentru artă în toate formele ei, literatura, muzica, pictura, iar flacăra patriotismului nu se stingea niciodată.